Am revenit, doamnelor și domnilor. Următorii noștri invitați sunt o bombă de energie. Mă bucur mult că s-au adunat și au venit în componență de plină în această seară la noi ca să sărbătorim împreună cu toții 1 septembrie. Este vorba despre familia Triboi Gâlcă. Așa zicem. Poți să spui Trigâlcă. Trigâlcă, da, ce bătează asta, Trigâlcă. Așa, un coleg de-al nostru, Vitalie Jacotă, pe care îl salutăm, așa ne-a botezat. Da. Gennadie Gâlcă, Alena Triboi, actoarea Teatrului Național Mihai Eminescu, ca să fac prezentările așa frumos. Și, de fapt, nu vă supărați, personajele principale ale acestei seri, fetițele lor, Ruxanda, bună, Ruxi. Bună ziua. Bine revenit la noi. Și ce mai contează? Ce contează, da, întotdeauna. Seara, ziua. Da. Important e că suntem împreună. Da. Norica, salut! 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 Mă bucur mult să te cunosc. Prima dată vii la noi în studio și sper tare mult că o să mai vii și că o să te simți bine la noi. Mulțumim tare mult! Da, ești foarte drăguță. Cu ce să începem? Hai așa pe scurt. Ruxanda, cum a fost azi dimineața la primul sunet? Păi a fost foarte frumos. S-au adunat toți copiii din liceu. Mi-am cunoscut nouă profesoară, am făcut o lecție dedicată Moldovei spre calea Europei, am făcut niște proiecte, ne-a dat teme pentru acasă. Deja aveți teme pentru acasă? Da, dar 2 luni înainte nu o să avem. E partea faină. Deci azi i-a anunțat doamna profesoară, pentru că este noua discipolă a liceului Spiru Haret, că următoarele 2 luni vor avea teme pentru acasă. Și îți dai seama, mare bucurie. Ce fain! Super! Ești entuziasmată? Da. Da? Foarte tare. Norica a mers astăzi la... Norica a mers astăzi la grădiniță după o pauză de 3 luni și a mers prima zi, adică într-un fel tot, fiecare cu programul lui. Haideți să ascultăm mai mult pe Norica. Norica, cum a fost la grădiniță? Am mâncat borș deja. Am mâncat pujoară. Așa. Hai. Pâine? Stați că s-a văzut în ecranul ăla. Am mâncat pâine cu cașcaval. Așa. Tot meniul ăsta la plață. Grădinița e numărul 210. Dar te-ai distrat? Te-ai jucat? Da. Ok. Bravo. Acum, de 1 septembrie, sunt vedete toți copiii, dar noi am zis că ar fi o idee bună să aruncăm o privire în trecut și să aflăm cum au fost anii de școală pentru voi, pentru tine, Gennadie, și pentru tine, Leona. Dar înainte de asta, Ruxi, tu crezi că mama și tata au fost copii cu minți, buni la școală? Ce părere ai? Cred că au fost, cum să spun, niște copii educați. Au fost, nu mai sunt. Care au muncit mult, se vede după expresia lor serioasă și după ținută și ceea ce au ajuns astăzi în viață. Da, corect. Un actor deosebit și o interpretă deosebit. Vai! Mulțumesc, Ruxanda! Eu vă mulțumesc mult că voi ați găsit timp să scotociți prin arhiva personală de acasă și să veniți cu niște fotografii. Așa, mai din trecut, mai, din mileniul trecut. Mai din trecut. Eu am pus mâna, prima ce am luat asta și Gennadie mă întreabă, știi ce e asta? Pe care am laminat-o și la care țin enorm de mult. Este o felicitare pe care am primit-o de la prima mea profesoară, prima învățătoare, cu o săptămână înainte de 1 septembrie 1997. Da, 97. Atunci când mergeam în clasa 1. De la Nadejda Nicolaevna. 87. Am vrut să par și eu mai tânăr. Deci e o scrisorică în care ea, în calitate de învățătoare, vrea să facă cunoștință cu noi și ne spune, pentru că are încredere în noi, ne spune că, uite, în mine personal, că, uite, mă așteaptă în clasa 1, care se află exact după bla 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 bla. E un mesaj la care țin enorm și cu această ocazie vreau să-i transmit toată sănătatea și dragoste pe care îi port, pentru că este o ființă deosebită. Ce frumos, Gennadie, dar să zic ceva. Doamna producătoare, uite, le-am zis acum. Ia citește ce scrie acolo și vreau să fac, eu nu pot citi. Hai, citesc eu. E în chirilică. Bună ziua, Gennadie. Îți scrie învățătoarea ta. Mă cheamă Nadejda Nicolaevna. Te felicit, de mâine vei deveni școlar. Sper că vom deveni prieteni buni și că te vei împrieteni cu toți copiii din clasă. Ești deja mare și o să-ți găsești singur clasa. În școala nouă, la etajul 1, mergi pe coridor până
până la sfârșit. Te voi aștepta și îmi va face mare plăcere să te întâmpin, să te cunosc. Învățătoare. Foarte, foarte drăguță. Dacă atunci eram eu impresionat, că abia reușeam să citesc, deja știam să citesc, și atunci rămăsesem impresionat. Dar mă te acum. Da, frumos. Și bine că o păstrezi. Da. Stați așa, că eu am... Acolo deci, deja sunt poze de ale mele pe care Aliona le-a aruncat așa gâlcă. Hai să încep cu asta. Bine, am încercat să aleg ceva ce mai din copilăria lui. Sunt colegii mei. Așa. Eu am fost și de ăsta pionier vreo jumătate de an. Dar și hai eu am fost pionier un pic de tot, dar după aia gata, s-a anulat și îmi părea foarte rău că vreau să port acea cravată pe care toți pionierii de fapt o urau pentru că trebuia călcată cu exactitate în fiecare dimineață, dar n-am mai apucat. S-a terminat epopeea exact la noi, la generația noastră. Eu doar am auzit despre acest sistem. În schimb, octombriel am fost, am purtat, era sistema, în clasa a doua erai primit asta în octombriel și aveai o steluță așa roșie în piept și am fost și ne-am fotografiat în fața monumentului lui Ștefan cel Mare. Așa. Aveam tare multe fotografii și eu sunt impresionată de cât de mult seamănă Ruxy cu tine, Aliona, când erai mică. Mulțumesc. Ia uitați-vă, Aliona Triboi la vârsta de 2 anișori. Cred că da, da. E scris acolo, da. Da. Îi semeni foarte mult cu... Mulțumesc. Adică Ruxanda seamănă cu tine, așa. Uite, aici este pe scena de la Bujor. Cred că, nu știu dacă eram deja în clasa 1 sau poate aveam vreo 6 ani, 5. Pe scena satului Bujor și cântam sau spuneam o poezie: mama voastră îndea la turci să vă aducă turte dulci, ceva de genul. Asta este o fotografie făcută exact în fața complexului unic, nebănuind că peste ani voi sta exact chiar acolo la acea intersecție, voi locui. Și eram foarte obosită și supărată pe mama că vreau să mănânc, să beau apă și în general vreau acasă și nu înțelegeam de ce mă poartă prin soare. Aveai 4 anișori. Da. Aici este o fotografie cu mama, cu Lăluța noastră dragă. Da, și aveam rochie de același port. Deci mama comandase unei doamne croitorese să ne facă rochii la fel, din stofă la fel, albastru deschis, azuriu, așa, și un fel de catifea era foarte frumoasă, rochia cu manjete albe și cu guleraș alb și eram ambele de un port, cum se zicea. Și aici exact în acea rochie, da, la o martie sau ce. Nu ți ajunge emisiunea de azi să trecem toate fotografiile. Deci asta este... Ai înțeles? Mie mi-e clar acum de unde vine Ruxanda și cum a ajuns Ruxanda așa. Era o rochie de la Codreanca și mie mi se părea că nu e destul de înfoiată și am întors-o așa în jurul meu, știi? Ca să fie mai deosebită, uite, vezi că... Noi putem așa să le înșirăm frumos pe masă și colegii pot să mai surprindă niște... Și uite o fotografie, de exemplu, chiar în studioul numărul 1. De la Moldova 1? Da, exact, de la 5 la 10, cu Ludmila Bălan, încă era atunci. Și eu eram așa ascunsă după o fetiță, colega mea, Natalia, pe pianistă. Suntem o gașcă de copii de la liceul Ciprian Porumbescu și venisem la o ediție a emisiunii de la 5 la 10 și așa cumva am... Ce a fost o sărbătoare pentru parte din da, postul public de televiziune, parte din copilărie. Eu sunt onorată să fiu parte din postul național de televiziune pentru că aici a fost rampa de lansare și pentru mine și pentru familia mea cred că și este televiziunea mea de suflet, de unde pornesc toate de altfel. Mersi. În țara asta cred că, da. Aici cred că am dat peste ce am dat aici, Gen. Adică aici cunosc pentru oameni. Da, în special pe colega dumitale, Rusalina Rusu. Exact. Hai să vedem pe Rusalina Rusu. Da. Nu. Aici deja suntem la Academie, la Institutul de Artă. Da. Rozi Rosalina. Da. Și am mai văzut. Păi da, sunt toți colegii mei, Luminița Țâcu, Dumitru Mamei, mai e pe acolo Doriana Talmazan. Și cine se pupă în spate? Doi colegi, care erau prea emoționați și au hotărât că, uite, așa ar fi cazul să întâmpine una din primele zile din septembrie 1997. Da. Vă mulțumesc mult că le-ați adus. Mare drag. Am putea să stăm ore întregi ca să le plăceam pe fiecare. Sunt foarte multe. Dar noi le punem așa aici pe masă și poate mai prindem niște cadre. Okay. Dar, pentru că ați venit astăzi la noi așa, în formulă completă, la noi n-ați mai fost niciodată. În formulă completă? Nu știu, cred că nu, da. Aici am zis că vreau să vă cunoaștem pe voi doi din postura de părinți. Așa. Și atunci, Ruxanda, mă bazez pentru momentul următor pe tine și pe Norica, dar mai mult pe tine, că cred că toți să ne zici totul, sincer, așa. Am pregătit o serie de întrebări despre mama și tata. Da. Dar și pentru Norica. Întrebările sunt pentru voi, fetelor.
Nora, vino aici. Eu vă întreb așa repede. Și răspunde Ruxi și îmi arăți. Ori la mama, ori la tata. Da? Hai să încerc. Da, cu degețel așa. Dar tu ai TikTok? Nu. Nu ai TikTok. Nici nu-mi dau voie. Nu, arătați grandi. Da. E, pe TikTok e o provocare din asta foarte celebră. E o semne provocare. Pui întrebări și arăți către persoana... Ai înțeles tu. Dar imediat facem. Uite. Prima întrebare. Cine vă împletește? Cine vă împletește cosițele de dimineață? Mama. Da? Da. A, da. Nu, Ghenade, Ruxi. Doar Ruxi răspunde. Cine vă lasă să mâncați mai multe dulciuri? Aleona, tu știai asta? Da, bineînțeles. Eu sunt cea care interzic tot în casă. Pentru că mie nu-mi place dulcele și atunci îl ofierg eu. Ori Aleona îi place dulcele și atunci le refuză. Știu că face rău, dar na. Cine gătește mai des? Cine face mâncare mai des acasă? Cine? Este cel mai rar, mai bine spus. Da, ok. Da, dacă puneam întrebarea așa, cine vă cumpără tot ceea ce vreți? Cine nu vă refuză niciun moft, nicio dorință? Ce vreau. Mulțumesc, Ruxanda, ești drăguță. Da, Ruxanda. Cine spune cel mai des nu? Nu se poate. E cum? Nu. Ambii. Ambii zic? Da, părinții se... Cel mai des nu spune Nora. Nu? Nora. Nora, nu? Cine este mai stilat? Mama. Cine vă duce mai des la școală și la grădiniță de dimineață? Da, tata, e responsabil? Da, el e regele. Sfârșit ceva. El e regele. Da. Cine face temele cu voi mai des? Cu tine, adică. Tati? La mate. Mama? Mate, da. Mama la nimic. Mama la nimic. Asta bunica la română și tata la mare. Bun, Ruxi, ține minte ce ai răspuns și de azi înainte mama o să fie la nimic. Vai, cine are cerințe mari? Cine cere mult de la voi? Da? Da, mama? Inclusiv și de la mine. Pare rău. Ați meritat. Ați greșit cu ceva în fața lui Dumnezeu, să fiți ai mei. Dacă trebuie, putem să vorbim despre asta, o emisiune aparte. Da. Vai. E dură. Da, dramatic. Numai că fără femeia asta. Organizăm, Roxy, organizăm. Ne vedem odată. Am înțeles. Cine este mai răbdător? Tati? Da. Toate femeile din familie au zis. Îți dai seama că n-are încotro sărmanul, este acostat de noi și atunci este nevoit cumva să aibă multă răbdare cu patru femei alături. Norica face ordine. Da, e gospodina casei la noi. Cine vă spune mai des te iubesc? Mama? Da? Da. Și tot ea vă pupăcește, vă cuprinde, vă totalește, și tot eu le bosolez dacă trebuie. Eu sunt pe felie. Cine petrece mai mult timp în fața oglinzii? Surprinzător! E surpriza vieții mele. Când întrebări, așa? Ziceam, oare ce zică Ruxi? Și noi am zis, eu cred că o să zică tata. Dar de ce? Cum? Tu așa ai hotărât? Tata într-una se uită, în timp ce tu te învârtești dintr-o parte în alta și spui, of, și-ți fac, am înjurii în televiziune, repede gătită, nu știu ce. Tata nu știe să uită în oglindă, o dată îi trebuie și te învingi de-o lată. Înțeles. Adică el e frumos așa, instantaneu, înțelegi? Fără să se agite foarte mult. Așa. Și mai am două întrebări. Cine petrece mai mult timp cu telefonul în mână? Tot tata? Da, știam. Da. Și prin prisma meseriei și... Că mai are nevoie și el de informații. Uitându-se la știri despre război. Da. Asta e actual. Da. Și cine conduce mai bine? Categoric, tata. Toată lumea a zis. Super. Da. Ruxi, mersi mult pentru că ai fost sinceră și ne-ai zis adevărul, toate adevărurile. Și acum invers. Hai să o inversăm. Hai să vedem ce zice mama și tata despre voi. Haideți. Facem? Da. Haideți, că am pregătit și întrebări pentru părinți. Cine credeți că o să fie o adolescentă mai rebelă? Domnișoara. Nu e obligatoriu să răspundem amândoi. Da, mai rebelă. Da. Mie mi se pare... Adică mai rebelă. Adică mai așa, mai neascultătoare. Ah, ok, asta e. Nora? Nora, Nora, Nora. Ea Nora este... e teroristă a familiei. Da.
Este foarte răuță. E foarte dulceagă, e foarte iubăreață. Să profite. Dar e foarte reată. Categorică, da. Uh-huh. Dacă are opinie și o spune și nu îți menajează. E hotărâtă într-una și pentru a dobândi lucrul care îl vrea, ori face isterie, ori începe cu dulcecările alea, că te iubesc, știi ce, și pe la spate... Face ce vrea, înțelegi? Interesant, abia aștept să crească Nora Mare. Oh, să vedem ce se întâmplă. O să mă joace pe degete. Așa crezi? Da. Atunci cred. O să-mi trag una din nou să mă duci. Cine e mai alentată la mâncare? Of. Da. Și of, dar aici of-ul e mai mare, da. Nu prea mâncăm nici niuna și avem o discuție acasă. Da, bine, bine. Poate dă Dumnezeu să încep să mănânci mai multe alimente. Vezi, ridică-te că nu te vezi după... Bine, așa. Da. Așa să nu mă vadă nimeni. Deci în seara asta o să fie discuții serioase acasă. Așa am înțeles. Da. Hai de 1 septembrie. Da. Cine e mai năzbătioasă? Da, am înțeles. Asta e, da? Tot rămânem la Nora? Da, rămânem. Când erau bebelușe, când erau micuțe, da. Cine dormea mai... prost? Care a dormit mai prost? Cine ați avut probleme cu... Norica a fost mai pretențioasă, a vrut întotdeauna să doarmă alături de noi și asta a rămas până azi. Ruxanda a avut pătucul ei și eu, din frică de a nu-i face rău în somn, pentru că eram tânără, mămică, prea neexperimentată, am culcat-o direct, instantaneu, în pătucul ei și o luam și mă trezeam de fiecare dată când era cazul. Și ea foarte bine se simțea în pătucul ei, puteam să-i dau sticla cu lătic și a zicea noapte bună și punea picior peste picior și bea și n-avea nicio problemă. Ori Nora cu mama și cu mânuța mamei și uite, pot să lipsesc eu, dar dacă are mâna mea lângă ea, ea e fericită. Deci am zis cu Ghenuț că la un moment dat poate să-i dai mâna să-i las. Bine, glumesc. Umor negru, da. Ea este așa, mai lintușcă la noi, mai... Așa. Cumva. Norica, dar vrei să spui o poezie? Da. Hai. Da, hai, ridică-te așa în picioare. Oasă, așa și tare, da? Hai să te audă și bunica. În culorile bunicii casa-i zugrăvită toată, lori, rășiele, de la ușă până la poartă. Parcă vreau să povestească despre hanice bune, cum se îngrijau de toate așa cum știau doar ei. Și acum, chiar dacă cerul i-a luat raiul sfânt, au lăsat căsuța întâlnă ca un tainic legământ. Ce rămaș soții stească, să nu uite niciodată pe bunicii mulți iubiți și căsuță minunată. Bravo, Norica, bravo! Te aplaudăm! Bravo. Câți anișoare ai tu acum? 4 ani. 4 ani! Și cine învață cu tine poezioarele? Cine? Doamna Lena. Doamna Lena. Și doamna Lena, dar cine? Cine acasă învață anume? Leluța. Așa, Leluța învață cu ea poezii. Bunicuța. Da, bunicuța noastră e minunată. Ne pregătește și mâncare atunci când noi suntem în panică și în criză de timp și de și muncim foarte mult și ea ne ține spatele acasă atunci când fetele vin de la grădiniță, de la școală, știi, oricum trebuie să ai un control, da. Mai ales la vârsta lor. Inclusiv repertoriul artistic al... al Ruxandei și al Norica, da. Este foarte prezentă și Leluța, aș spune, întotdeauna are un cuvânt de spus și la vestimentația noastră. Adică avem un ochi critic dintr-o parte, care... Acum? Da, probabil. Acum trebuia este... să fie împreună cu noi la Chișinău, dar am lăsat-o să savureze ultimele zile de vară la Bujor și da, intră în tur, exact. Mergem mâine după ea, o arestăm. Da, nu, vine la noi. Lăsăm mult să se relaxeze, că avem nevoie. Și am mai pregătit niște provocări pentru voi și o să facem 2 echipe. Super. Echipa copiilor și echipa părinților. Norica, ești gata să câștigăm? Eu. Bravo! Norica, dă-mi o îmbrățișare. Și un 5. Așa, pregătiți-vă de luptă, fetele. Am câte întrebare de logică. Așa. Da? Ruxi, întrebare de logică. Mai mult eu o să fiu. Răspunsul e ușor. Ok. Doar să fii atent. Așa. Da, stai așa. Într-un coș sunt 2 mere galbene și 2 roșii. Câte mere sunt în coș? 2. Bră, ați înțeles? Avem copil deștept. Dar părinții nici n-au apucat să înțeleagă Ba da, am înțeles. Da, am înțeles, deja, cu siguranță. Ulterior m-am prins și eu. E ușor! Bravo! Le pune 2 mere, 2 roșii. Așa. Dacă spunea 2 mere galbene și 2 mere roșii, atunci... Mai vorbeam, da, așa? Ce e mandana acum?
Mai departe, următoarea întrebare. Ce trece peste apă și nu face valuri? Părinții. Umbra, luna. Eu am răspuns deja la prima întrebare. Adică da, ea este absolvită să mai răspund. Păi ce trece... Ce trece peste apă și nu face valuri? Ruxi, dar tu ce zici? Eu cred că tu ai răspuns. Cum crezi? Ce trece peste apă și nu face valuri? Ceva pe ce noi mergem. Podul. Podul. Asta e. Următoarea întrebare. Ce devine mai ascuțit pe măsură ce îl folosești? Cuțitul? Nu. Nu, cuțitul din potrivă. Da. Se devine mai ascuțit și mai ager mintea, pe măsură mintea. Creier. Dacă umblăm la ea, da, asta se tocește, dacă mintea nu... Mintea e ascuțită, da. Ori ăsta e creierul. Creierul, ok, bine. Dar sunteți într-o echipă, voi, părinții, da. Deci punctul merge la voi de okay. Dar știi okay. Care e faza? Dacă nu ne controlăm un pic, nu e... Deci 9 puncte la 1. Da, așa. Hai. Și încă una. Ce se află între soare și pământ? Aer? Ce se află între soare și... Și corect. Acum să vă întreb, acasă, serile, vă mai întâlniți toți împreună să jucați ceva? Foarte rar. Dacă știi ce facem noi acasă, serile. Foarte rar. Dacă începe, pentru noi, astăzi a fost o zi de doliu, de fapt, pentru că ziua de 1 septembrie înseamnă că intri în tură în forță maximă, nu mai ești așa mai lejer. Și atunci începe grădiniță, școală, seara, teme. Când ajungi seara, nu mai ai chef, nici forță, nici pentru nimic, pentru serie așa liniștite. Poate apucăm în weekend-uri, dacă mai apucăm un pic de respiro, așa, să mai facem ceva împreună. Uite, la capitolul ăsta suntem restanțieri și chiar vorbeam cu Genu zilele trecute, că ar fi bine să ne reorganizăm cumva și să creăm timp și pentru noi, pentru că fetele cresc și momentele astea rămân în sufletele lor dacă ele există. Dacă nu există, și amintesc doar școală, teme și atât, știi? Bine, noi încercăm să recuperăm maxim de mult vara, pentru că ne tot întâlnim cu rudele și facem foarte multe întâlniri. Și vara este într-un alt ritm, aceste întâlniri se petrec, mult mai frecvente, mai... În timpul anului, în schimb, suntem furați de tot felul de activități. Poftim! Dacă îmi dai voie, te rog. Te rog, poftim! Vreau să vă explic, așa, din mai secretele familiei, când am privit ultima dată un film, tot cu popcorn. Când am primit cu toții, când am încercat și eu să... Bineînțeles, filme alese de mine, frumoase, romantice, așa pentru copilași, dar și drăguțe, să nu se uite la filme la 12 noaptea cu tot felul de lucruri interzise, da, pentru copii. Interzise, da. Dar și pentru adulți. Așa, să știe. Ea ne interzice să ne uităm la împușcături și la violență și la tot felul de filme. Păi când ultima dată, Ruxi, ați văzut una așa film? 2 ani în urmă. Aveți de recuperat bine, da. De tot. Nu mai avem mult timp, fetelor, voi trebuie să ne cântați. Dar țin să vă întreb despre cum începe toamna asta pentru voi. Pentru noi începe la fel ca în anii trecuți. Pe plan artistic avem Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Anul ăsta ediția 8-a. Suntem mega implicați în proces. În câteva zile, într-o săptămână, 10 zile undeva, încep a veni oaspeții. Poate mai pășim și în studioul tău aici. Pe plan, pe plan artistic astea ar fi. Pe plan artistic astea ar fi. Noi deja am început stagiunea într-un fel. Pe 19 august am avut o reprezentație dedicată diasporii la Gara Feroveală, un spectacol regizat de Olesia Sfeclă și a fost unul foarte tușant. Și eu am făcut. Da, exact. Și s-a plâns mult pentru că am atins note sensibile. A fost un spectacol frumos. Iar ieri, de ziua limbii române, am făcut un alt spectacol, iarăși regizat de Olesia Sfeclă, soția lui Anatol Durbală, la Teatrul Național Mihai Eminescu. Bine, na, poate unii nu cunosc. Scuze că te întreb. Da. Ieri noi am avut un live de la spectacolul vostru. A, frumos! Olesia Sfeclă a intrat în live cu colega mea Daniela, iar domnul Drobal a fost aici pe canapea. Foarte fain, am înțeles. Da. Și a fost bazat pe poezia contemporană, autorilor contemporane. Am avut mari emoții să nu cumva să greșim o virgulă sau un și, pentru că, na, autorii cât sunt în viață și aud poeziile lor, ar fi bine să fie exact în redare. Iar pe 3 septembrie
septembrie vă așteptăm un număr cât mai mare la hiturile anilor 60-90 la Teatrul Verde, un concert organizat ca de fiecare dată de Constantin Moscovici și mulțumesc pe această cale și vreau să subliniez că este un organizator fantastic. Deci știe să pună lucrurile la punct extraordinar, ne adună pe toți, suntem un număr foarte mare de artiști, orchestră, band, va fi foarte frumos, iar după aceea eu voi fugi în viteză mare pentru că am spectacolul 12, pardon, Frunze de Dor la Teatrul Național, unde trebuie să ajung și o să încerc să fac slalom printre Aliona, mașini. Dacă cineva poate, poți tu, știi? Eu tu ești aceea care poate. Sper din toată inima să reușesc. Să fac așa și să ajungă la timp peste tot. Sper, din suflet. Mulțumim tare. Hai managementul tău. Da, mulțumesc mult. Ghenadie, mersi mult pentru că ați venit. Pentru mare că ai drag. Venit. Fetele, mersi foarte mult, Ruxi și Norica. Norica, mulțumesc mult. Mai vii pe la noi? Da. Da? Să ai parte de distracție, de multe momente frumoase la grădiniță. Să-ți placă, să te distrezi. Aha. Aha, ne-am înțeles. Și Ruxanda și Aliona o să ne cânte acum. Da, fetelor, vă invit în scena noastră, să zic așa, Autodidactă, o piesă care eu cred că e deja cunoscută, o cunoaște toată lumea din țara asta, interpretată cu multă carismă de Ruxanda și Aliona Triboi. Încă o dată vă mulțumesc. Cu drag. Și ne vedem curând. Iar acum, doamnelor și domnilor, Ruxanda Gâlcă și Aliona Triboi. Ruxanda, întârziem la școală! Nu, iar... Stai așa! Mama vrea să te anunț urgent. Urgent? Știi prea bine, am și eu talent. Toată ziua trebuie să alerg, deci eu la școală nu pot să mai merg. Școala e un coșmar. Aș pierde timpul în zadar. Voi fi autodidactă, mai nu contează al meu har. Școala nu are sens. Promit că voi munci intens. Sunt o fată deșteaptă. Am alt concept despre progres. Ce-i cu tine, scumpă fată? Da, 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 da. Cum să fii autodidactă? Da, 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 da. Vai de capul meu. Cred că te-a luat răceala. Da, 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 da. Cum să nu te duci la școală? Da, 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 da. Spune-mi că ți-e rău. Mama, tu chiar nu înțelegi nimic? Nimic! Haide, concentrează-te un pic! Nu vreau cu talentul să glumesc, nu! Trebuie în ea să-i vătesc! Școala are ațel, acolo suntem toți la fel. Eu mă simt specială, nu pot răspunde la apel. Școala s-a demodat, de un veac nu s-a restructurat. Nu observ că-i banală, s-a dezvățat de învățat. Mamă dragă, ce se întâmplă? Of, 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 stai că mă înțeapă întâmplă. Of, 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 ce te-a supărat? Știi că cine nu învață? Da, 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 umblă așa, hai, hâi, prin viață. Da, 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 este demonstrat. Scumpa, mami, nici nu vreau să aud, n-aud. Tot ce-ți spui e dincolo de absurd. Chiar dacă respect părerea ta, dar de la școală nu vei absenta. Școala-i locul perfect pentru talent și intelect. Ea le poate da aripi, orientându-le corect. Școala e o rețea care te poate dezvolta. Nu-i deja virtuală, atât de mult îți poate da. Hai de școală, hai la școală, da, 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 da. Vai de școală, e nasoală, da, 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 da. Mi se face rău. Vreau mai tare o vacanță, da, 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 da. Fata dragă, ia și învață, da, 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 da. Pentru Dumnezeu. Oh, mamă, nu mă înțelegi deloc. La școală, hai, oh, nu mai pot. Școala-i locul perfect pentru talent și intelect. Ea le poate da aripi, orientându-le corect. Școala e... Nu mai știu ce argumente să-i aduc copilului ăsta. Școala e... Școala